Vă salut prieteni, sunt pe terasa micuță a unei căbănuțe care am făcut-o în două zile, ajutat de un prieten în vârstă care mi-a mai dat la mână cât un lemn, e simplă, din material simplu, niște geamuri casate și niște tablă deasupra, dar se doarme foarte bine perioada primăvară-vară-toamnă și de aici am un peisaj de vis, perspectiva care se deschide în față este uluitoare, coplejitoare chiar, mă bucură, e un sedativ și în același timp nu doar că mă liniștește, îmi dă gânduri frumoase, mă înalță, mă nobilează, îmi aduce un entuziasm și o bucurie extraordinară în suflet văzând... Cât de minunat este Dumnezeu, dacă a putut să creeze ceva atât de frumos. Oare cât de frumos trebuie să fie El însuși? Desigur, El trebuie să fie mai mare, mai frumos decât creația pe care a reușit să o facă, cu mult mai mare. Uh, e un loc de vis. Un loc minunat pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îmi place viața de aici, o recomand tuturora cu căldură, să se roage, să plece în călătorii și să descopere locșorul potrivit în mijlocul naturii pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toate familiile poporului său, pentru toți copiii săi, desigur are un loc potrivit, dar se merită, se merită să, să viețuiți într-un astfel de, de loc. O, oh, Doamne, cât de bine este! Un șez lung, să stai un piculeț, să auzi decât vântul, greierașii și păsările și să-ți clătești ochii cu imensitatea aceasta, oceanul acesta de verde, e chiar un privilegiu, un lux pe care și-l ar putea permite atât de mulți. Fiți bine binecuvântați! Toate cele bune, o zi frumoasă!